În aceste zile de mini-vacanță, în zonele montane ale județului Hunedoara, întâlnim un veritabil peisaj hibernal, lucru care a atras, ca de obicei, o mulțime de turiști. O parte dintre turiști înțeleg ce înseamnă muntele, dar o alta nu. Iar această din urmă categorie dă de muncă salvamontiștilor prin acțiunile irresponsabile făcute. Așa s-a întâmplat cu un grup de 4 bucureșteni, oameni în toată firea, cu vârste între 39 și 43 de ani, care s-au aventurat pe munte în retezatul mic și s-au rătăcit, fiind căutați de salvamontiști și jandarmi încă de duminică seara. Vremea nefavorabilă întrerupând la un moment dat căutările. Prin 112 ne-au contactat și colegii de la jandarmi că i-au preluat în prima fază apelul, după aia ne-au solicitat sprijinul că un grup de 4 turiști este pierdut în zona retezatul mic, după vârful Iorgovanu încolo. Din păcate nu s-a mai putut lua legătura cu ei, semnalul foarte prost. Au plecat echipele de salvare de prim răspuns din punctul Alunii Negri, de la baza Alunii Negri, dar din păcate s-au întors undeva la ora 2 dimineața, pentru că viscolul din creastă și ninsoare a făcut imposibilă înaintarea, vizibilitatea fiind aproape de zero. Căutarea celor 4 a fost reluată în cursul zilei de ieri și, din fericire, cei 4 bucureșteni au fost găsiți, niciunul dintre aceștia neprezentând probleme medicale. La prima oră au plecat 12 salvatori pe 3 trasee. Din fericire au fost găsite cele 4 persoane în regulă, bine, înghețați un pic, ușor hipotermici, li s-a administrat ceai cald, câte o ciocolată, câte un bărbătare și au plecat echipele cu ei spre vale, spre bază, pentru a fi duși la... Probabil au venit cu o mașină, cu ceva de genul. Salvamontiștii hunedoreni își fac datoria în permanență, indiferent de condiții, dar așteaptă și de la turiști o minimă responsabilitate. Astfel, în cazul de mai sus, terminat cu bine, era de așteptat de la oameni în toată firea ca măcar să fie echipați corespunzător și să urmărească prognoza meteo. Nici îmbrăcămintea nu a fost chiar corespunzătoare pentru o asemenea ascensiune perioada asta de iarnă. Adică trebuie să ai un echipament foarte bun, rezistent la frig, la umiditate, la vânt, ceea ce nu aveau turiștii noștri. Nu au anunțat punctele de salvamont pe lângă care au trecut intenția de a face traseul respectiv, altfel li s-ar fi spus, mai ales că ieri toată ziua a nins, a viscolit. Și da, nu au ținut cont nici de traseul lung, de vreme. Au mers către Piatra Iorgovanului și sus i-a prins viscolul, ceața. N-am avut în ce direcție să o apuce, în oricum că au prins stâna asta părăsită și s-au aciuit acolo până am dat de ei. Sperăm să învețe ceva din asta, deși vârsta, sunt la o vârstă în care ar trebui să dea sfaturi la alții, nu să învețe ei acum. Dacă bucureștenii nu au trecut pe la punctele Salvamont pentru a-și anunța traseul, așa cum este firesc, alți 3 turiști din Arad, îmbrăcați sumar, au avut totuși această inspirație, aceștia fiind opriți de oamenii muntelui de a face o ascensiune mai mult decât riscantă în parâng.